Fenomenele meteorologice severe din acest an au provocat daune considerabile culturilor agricole din județul Suceava, conform unei statistici emise de Direcția pentru Agricultură județeană Suceava. Seceta prelungită a afectat grav suprafețele cultivate, iar ploi torențiale și furtuni violente au adus noi provocări fermierilor din regiune. Datele oficiale arată că pentru seceta pedologică au fost înregistrate cereri de despăgubire pentru 1325,30 hectare, iar comisiile de Valoarea pagubelor au confirmat o suprafață afectată de 1234,49 hectare. Rapița a fost deosebit de afectată cu o suprafață de 171,35 hectare, având un grad de afectare între 30 și 40%. De asemenea, cultura de măzăriche de primăvară a fost complet compromis pe 30,61 hectare, iar secara pe o suprafață de 20 hectare a suferit pierderi de peste 37%. Zonele cele mai afectate de secete sunt dormănești, șcheia și ipotești, în schimb, ploile torențiale, căderile de grindină și vijeliile au lovit cu putere localitățile Salcea și Dumbrăveni, unde fermiere au raportat pagube pe 1831,80 hectare. Evaluările au relevat o suprafață totală afectată de 1692,72 hectare, cu impact semnificativ asupra culturilor de floarea soarelui 363 hectare și porun 345,67 hectare, gradul de afectare variind între 5 și 100%. Culturile de grâu și soia au fost de asemenea afectate cu pagube între 70 și 90%. Fenomenul vântului puternic și al grindinei a, a dus la distrugerea completă a rapiței pe o suprafață de 73,58 hectare. Din păcate, despăgubirile pentru aceste efecte extreme sunt disponibile doar pentru fermieri Mari care și-au asigurat culturile. În cazul secetei, guvernul României are capacitatea de a acorda despăgubiri pe baza gradului de calamitare a culturilor agricole afectate.